aici putem considera că este vorba de căsătorie cu o persoană fără credință, da? Necredincios. Pentru că nu contează numele, ci contează inima persoanei și relația ei cu Dumnezeu. În cazul acesta, argumentul biblic este împotriva unei asemenea căsătorii și Domnul ne dă o poruncă destul de clară împotriva acestui lucru. Și dacă aveți telefoanele sau Biblie la voi, aș vrea să deschideți sau să dați un search la Efeseni 5:31.